problemele caviței ca să fie pe cont propriu, noi trebuie să ne asigurăm că viței nu au diarie sau suc la mamele lor sau nu se inflamează buricul. Așa că aici avem maternitate, aici va trebui să stau până ce fată și după ce fată câteva zile ca să ne asigurăm că viței sug și nu au alte probleme. Aici vițelul încerca să sugă la mama lui, dar în primele zile ei nu prea știu exact ce se întâmplă până ce găsesc fulgerul. După ce sug o dată de două ori, ei își revin. Aici avem un vițel fătat prematur. Nu putea să ține pe picioare și a trebuit ca să mângem vaca și să-i dăm colostrum, care e foarte important pentru vițel să în primele ore de viață, în primele două ore după ce s-au născut, el trebuie să bea colostrum. Anul ăsta am avut mai mulți viței cu diarie. În primele zile după fătare, unii viței sunt mai sensibili și fac diarie. Viței trebuie crotaliați ca să știm exact de la ce mamă vin. Să-i urmărim, să vedem dacă sunt sănătoși sau au alte boli. Viței, după ce i-am urmărit și am văzut că sunt sănătoși, suc de la mamele lor, nu s-au inflamat buricul, nu au diarie, îi scoatem de la maternitate, îi scoatem pe pășune. Ei se simt mult mai bine aici, pe pășune, în zilele în care nu plouă și nu ninge, e mai uscat, soarele îi încălzește, se simte în largul lor. Sănătoși, trebuie să fim atenți ca să ne asigurăm că sug în continuare la mamele lor și că sunt sănătoși și vioi. Mulțumim că ne-ați vizionat și nu uitați să vă abonați pentru a vedea și alte vloguri de la fermă.